Procesul verbal s-a lămurit, este aprobat. Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Raportul de activitate al primarului Comunei Poduri pe anul 2018. Doamna primar, o să... Ca să nu întindem ședința, pentru că este și ședința de buget, cred că proiectele pe care o să vă le citesc și o să vedeți că sunt finanțate la buget, cred că sunt de ajuns încât se vadă care este raportul de activitate. Noi avem și raportul de activitate scriptic, cine dorește să-l ia să-l citească fără nicio problemă poate să-l citească, da? Poate să meargă la doamna secretar să-l ia să-l citească. Dar ca să nu mai cădem și în patima și în partea cealaltă, că dacă spun niște realizări, mi s-o transmis că nu fac decât să mă laud, nu mă laud, astea sunt realizările pe care le avem. Sunt și puncte minus, dar sunt destui care arată punctele minus, ca să le mai arat și eu. Cred că e bine să arătăm ce e pozitiv, așa mi se pare corect. Iar încă o dată vă spun, la aprobarea bugetului o să vedeți proiectele care sunt, care de fapt asta interesează pe toată lumea, ce să face și ce putem face pentru comună. Cred că ăsta ar fi raportul primarului. Așa că, cu permisiunea dumneavoastră, o să încercăm să trecem la aprobarea bugetului ca să vă spun și despre ce este vorba, ca să nu ne prind noaptea aici. Deci, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu acest lucru... Cine este pentru? Cred că sunt. Da, bine, că acum... Că chiar nu... Asta e raport de activitate. Deci, punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019, inițiator primar al Budiana. Da, o să-i dau cuvântul Mihaela, care am tocmit împreună cu mine și cu ceilalți colegi. Noi ne-am întâlnit și cu Comisia de Buget înainte de a ne întâlni cu dumneavoastră cu toți. În parte de 99%, că întotdeauna rămâne în 1%, cei care au fost în Comisia de Buget au fost, să zic, mulțumiți de cum s-a pus bugetul anul acesta. O să rog pe Mșeam să spun un lucru, că nu a avut Comuna Poduri niciodată un buget așa de mare. Este cel mai mare buget din istoria Comunei Poduri pe care l-am avut până acum. Deci asta înseamnă că și investițiile noastre vor fi acoperite și proiectele și ne mai rămân și ceva bani pe care să putem să-i în timpul anului să vedem unde mai putem să-i mai ducem ca să putem realiza ceva pentru locuitori. O să-i dau cuvântul Mihaela, cum m-am întunecat. O să vă prezinte doamna contabil șef partea dumneei de... Primul rând, bună ziua, nu știu dacă m-am văzut toată lumea. Deci, așa, după cum știți, în fiecare an, prin legea bugetului, nu se repartizează niște sume, care în colaborare cu compartimentul dedicat analizăm și repartizăm pentru toate nevoile care sunt unitate. Anul acesta, prin legea bugetului, ne-au fost repartizate următoarele sume. Sume defalcate din impozitul venit, 1040 mii lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 4724 mii lei. Cote defalcate din impozitul venit, 779 mii lei. Sume la dispoziția Consiliului Județean, 496 mii lei. Sume din TVA pentru drumuri, 251 mii lei. Sume defalcate din TVA pentru tichete grădinițe, 30 mii lei. Sume defalcate din TVA pentru copii cu cerințe educaționale speciale, 14 mii lei. Sume defalcate din TVA pentru lemn, pentru subvenția la încălzire a persoanelor cu venit minim garantat, 85 mii lei. La toate acestea se adaugă veniturile proprii, 878 mii lei, cele din impozitele și taxele provenite la populația din comună, excedentul anului 2018 în sumă de 4.299 mii lei și subvențiile pentru încălzirea persoanelor fără venit minim garantat. Și de asemenea, venituri din salubritate, acea taxă de salubritate care o colectăm și se adaugă la venituri, se scade din partea centrală cheltuieli. Toate aceste sume totalizează suma de 13.146 mii lei, adică 131 miliarde 146 mii lei veniturile bugetului local fără sumele provenite din proiectele de finanțare, care am să le felicitez după. La acestea, da, iarăși se adaugă subvenții primite de la PNDL, programul pentru
reabilitarea drumurilor locale, programul de finanțare pentru reabilitarea drumurilor sătești, 6.600.000 lei, 66 miliarde de lei vechi, finanțare pentru reabilitarea căminului Cernu de la AFIR, 980.000 lei, finanțare de la AFIR pentru achiziționarea unui buldo excavator, 165.000 lei, și finanțare de la AFIR pentru drumul prin Gal, 700.000 lei. Total general buget la venituri, 21.301.000 lei, adică 213 miliarde lei vechi. Aceste sume se repartizează la cheltuieli pe capitole și destinații de cheltuieli. Astfel, la capitolul administrație avem cheltuieli de personal 1.885.000 lei, cheltuieli materiale 777.000 lei, cheltuieli cu asistență socială 50.000 lei, investiții la capitolul administrației publică 240.000 lei. La partea de investiții, doamna primar o să vă detalieze pe obiective. Eu spun doar suma totală pe total capitol și dincolo o să aveți pe obiective. Transfer, capitolul 56, transfer pentru persoane instituționalizate. Sunt acele persoane cu diferite grade de handicap internate în instituțiile statului, pentru care noi trebuie să virăm la Consiliul Județean suma de 340.000 lei. Poliția locală, cheltuieli de personal 378.000 lei, cheltuieli materiale 30.000 lei. La învățământ, partea de cofinanțare pe care o asigurăm noi din bugetul local. Nu s-a alocat încă suma pentru cheltuieli materiale, urmează să o primim de la Direcția Finanțelor, vine cu destinația cheltuieli materiale din învățământ, merge la capitolul cheltuieli materiale învățământ, aia nu avem voie să ne abatim de la ea. Cofinanțarea din bugetul local este de 119.000 lei la cheltuieli materiale, care implică naveta cadrelor didactice, cheltuieli cu carburantul și alte cheltuieli care bugetul local trebuie să le asigure cu finanțare, 120.000 lei cheltuieli cu investițiile la învățământ. Capitolul cultură. Avem cheltuieli de personal 112.000 lei, cheltuieli materiale 147.000, cheltuieli cu investițiile din bugetul local 830.000 lei, venituri din finanțare prin contracte semnate 980.000 lei. La asistență socială, partea de salarii ale asistenților personal și indemnizațiile persoanelor cu handicap. Avem 788.000 cheltuieli de personal salarii, 575.000 indemnizațiile persoanelor cu handicap. Tot la capitolul asistență socială avem subvenții de încălzire, ajutoare de urgență, tichete de grădiniță, sumă totală 215.000 lei. Și serviciul de asistență socială, cheltuieli de personal, salariile angajaților, 268.000 lei. Servicii de dezvoltare publică, apă, canal, apă, gaze și iluminat, avem 490.000 lei cheltuieli materiale, 760.000 lei investiții. Salubritate, cele 500.000 care le-am preconizat la încasări, le trecem la cheltuieli ca transfer la adis. La capitolul drumuri, 112.000 cheltuieli de personal, 106.000 cheltuieli materiale și servicii, 2.522 investiții cofinanțări din bugetul local și 7.465.000 lei investiții prin contracte de finanțare, banii care urmează să vină de la diverse instituții. Fondul Român de Dezvoltare Socială, la investiții cofinanțare din bugetul local, suma de 140.000 lei. Toate cele prezentate în sumate ajung la suma totală de 20.903.000 lei. Diferența între totalul veniturilor și totalul cheltuielilor este de 398.000 lei, sumă care rămâne în continuare în fondul, fostul fond de rulment, excedentul bugetului local, pentru a se aloca în cursul anului 2019 la alte eventuale investiții. Dau cuvântul doamnei primar pentru a prezenta investițiile pe obiective. Da. Suma propusă la capitolul și da. Obiective. Mulțumesc frumos, știu că trebuie să pleci. Îți mulțumesc pentru faptul cum ai întocmit bugetul. O să vorbesc imediat și despre investiții. Spun treaba asta pentru că, așa cum am reamintit și în ședința de buget, mai înainte de comisie, o felicit pe Mihela pentru că am fost una dintre primăriile care nu am avut probleme
cu salariile, cu și chiar primării care au primari cu multe cu multe mandate. Nu, este și greu de împărțit. E foarte adevărat, dar când trebuie banul chivernisit într-un anumit fel, cred că asta e de fapt ideea. Că nu cred că ei n-au avut bani la începutul anului să pună pentru salarii, dar cred că nu a fost împărțirea cum trebuie. Eu așa presupun. Este și adevărat că am avut și ce împărți. Anul acesta chiar este un an bun și iar nu o să avem probleme cu salariile, asta este foarte adevărat. Iar la suma de finanțare o să vă spun următorul lucru. Că primim din prima dată, o să vă spun, de fondurile nerambursabile pe care le primim. Ele sunt în valoare de 8.445 lei, asta înseamnă 84 de miliarde vechi, da? Aceștia îi primim pentru prin AFIR, pentru reabilitarea la Căminul Cernu, dacă vreți să notați ca să știți, asta înseamnă 9.800.000. Eu vă spun în bani vechi, că cred că mai și eu mai repede țin în bani vechi decât în modernizarea drumurilor sătești, drumurile acestea care au început, da, Prohozești, pe urmă Cornet, aici la domnul Lazar, pe urmă la Brănești și la Valea Șoșii, în valoare de 66 de miliarde de lei. Am primit banii, de fapt am semnat contractul. Drumul pe Gal, este vorba despre drumul din Brănești, da? De aici, din spate, de la domnul profesor Bia Cădeal, este vorba de 7 miliarde, aceștia îi primim și pentru achiziționare Buldo, 1.650.000 pe AFIR, da? Acestea sunt bani care vin anul trecut și sunt semnate deja, care vin anul acesta, o să fie finalizate. Și acum o să vă spunem, din cei 46 de miliarde pentru investiții, cum au fost propuse pentru bugetul și cum au fost defalcate? Reabilitare sediu pentru serviciu de evidență a populației, 1 miliard. O să vă spun despre fiecare în parte, ca să nu... Aici noi înființăm acest serviciu de evidență a populației pentru Comuna Poduri, să avem și noi sediul nostru aici. Sediu ne-am gândit lângă primăria veche, știți că este arhiva aia care e un pic mai deteriorată și așa, și pentru a o amenaja am pus acești bani. Reabilitare centru persoane abuzate, tot 1 miliard, dar cred că aici o să trebuiască să fie mai mult, pentru că nu ne, la cum arată școala de la Brănești, fosta grădiniță, acolo vrem să facem, este că am deteriorat și nu cred că o să ne ajungă banii ăștia, dar o să fie niște ONG-uri care o să vină să ne ajute și dacă ne ajută atunci este foarte bine. Achiziționare birotică, 40.000, amenajare parcare școală, deci avem și bani pentru școli, știți că tot noi trebuie să facem 1 miliard. Cofinanțare proiect pompe căldură, 200 de milioane, cofinanțare Căminul Bucșești, 310.000 lei, cofinanțare Cămin Cernu, 320.000 lei, adică 3.200.000. Cofinanțare, amenajare, muzeu, 2 miliarde. Extinderea de apă potabilă, care a început de anul trecut, 1.750.000, este vorba de Cornet și de Rusăiești, da? Extinderea rețea electrică pe Făgădău, 1.900.000, să facem, să unim partea asta, pentru că ați văzut că nu avem lumină în partea aceea. Actualizarea cupului, asta este obligatorie, 2.400.000. Studiu pentru înființarea rețeii de gaze. Deocamdată am pus 1.500.000, dar cred că ne va costa mai mult. Mâine am ședință cu unii dintre reprezentanții Transgaz și atunci pot la cealaltă ședință să vă aduc mai multe detalii. Cofinanțare pentru achiziționare Buldo, 211.000 lei. Refacere structura afectată de inundații, este vorba de 11.400.000. Și o să vă spun ce, n-avem cum să-i punem pe altceva, pentru că sunt banii veniți pentru inundații, da? Cei 9 miliarde și cu 2 dinainte, care n-au fost cheltuiți, când n-am avut cum. I-am adunat și acum am depus deja, am început să depunem documentația pentru proiect, pentru că acum putem. Cofinanțarea drumului pe Gal, 8.750.000, cofinanțare drumuri Sătești, 2.100.000. Asta este cofinanțarea la drumurile astea mari, de 66 de miliarde, da? Cofinanțare drumuri locale, mai avem un proiect care prin PNDL nu l-am putut trece și acum am mai trecut la el încă niște drumuri, se va deschide un fond suveran de investiții și vom trece pe fondul suveran de investiții. Sper să trec acest proiect de drumuri locale. Este drumul care începe de la DJ la Cernu și merge până la Șopa, până la intrare pe Șopa, da?
Este drumul care pleacă de aici, de la, care a mai fost depus odată, care trece pe la Nea, pe la Nea Albu, pe acolo, pe la Costela Albu și care iese la Valea Șoșii. La Seriu. La, da, la Seriu, care merge până pe partea bisericii asta, nu ăsta care se face acum. Și, și drumul de la Biserica Sfântul Nicolae de aici, care începe tot din DJ și iese la Rusăiești, drumul acesta pentru asfaltare. Și mai avem cofinanțare de 140.000 lei pentru centru social prin FRDS, adică proiectul pe care îl avem la Cernu, cu școala prin FRDS. Domnul Dobrovățel a lucrat prin FRDS când a făcut la Ron. Adică sunt niște proiecte totuși viabile. Adunând toate aceste sume care sunt aici și cu sumele care le primim, au rămas cei 3.900.000.000, parcă? 398.000.000. Da. Care probabil pe parcurs o să ne mai trebuiască pentru, cred că mai mult pentru plătit proiecte și de ce? Pentru că fără proiecte și fără să aducem bani mai mulți nu putem să facem, pentru că este foarte... Un kilometru de drum costă și 10 miliarde un kilometru de asfalt, așa că trebuie să avem cât mai multe proiecte. Noi asta ne implicăm să facem, să facem cât mai multe proiecte și aici întotdeauna echipa care face treaba asta. S-au pus bani, după cum ați văzut, și pentru reabilitarea drumurilor. Au rămas niște drumuri și de anul trecut care n-au fost reabilitate și anul acesta cu siguranță vom încerca să le reabilităm acolo la... Domnul vice, drumul acela s-a stricat foarte tare. Acolo unde este la domnul Grigoraș partea care a rămas. Este foarte greu să le reabilităm pentru că după câte o iarnă mai grea și după câte o ploaie mai nasoală, deja partea cealaltă care începe să se ducă. De acum cam toate cam trebuie reabilitate. Am discutat și am spus domnul Dobrovățu să ceapă la Prohozești reabilitarea de la Mariana, de acolo, Scorțanul față, până sus la Bucșești. La Bucșești, pardon. Așa, a drumului, pentru că este foarte rău, cel puțin la vale, pe acolo, pe unde stă tanti care e oarbă, pe acolo, e foarte rău partea aia de acolo și o să începem să-l facem pe ăsta. La drumurile locale, cred că nu săptămâna asta care vine, cealaltă săptămână va începe să pună primul asfalt de la Prohozești, iar după asta, după ce începe să pună primul asfalt de la Prohozești, deja o să înceapă să facă și șanțurile, dar o să treacă imediat și la Cornet. Al doilea drum e drumul de la Cornet. Cam astea sunt. Este foarte adevărat că dacă aș fi avut un buget mult mai devreme un pic, am fi început totuși reparațiile drumurilor, dar dacă nu l-am avut, n-avem cum să începem până când nu trecem bugetul. O să vedem cu ce firme o să lucrăm, pentru că din ce în ce mai puține firme doresc să lucreze. Sunt multe care au luat licitații și foarte puțini doresc să lucreze pe reparații, pentru că se duc și ele unde sunt bani mai mulți. Pentru cer nu pot să spun că DJ-117, care e atâta de vorbit și că nu o să facă și că nu se face, a intrat în licitații. Sunt și două firme destul de serioase care au licitat. Cred că o săptămână mai are loc licitația, peste o săptămână vedem ce se întâmplă. Sper că în această vară, spre toamnă, ca acest drum să înceapă. Și mi s-a promis că începe cu siguranță și e un drum destul de așteptat. Problemele pe care le întâmpinăm și care puteți să discutați și dumneavoastră cu oamenii, foarte mulți, în momentul când facem aceste proiecte, știți că trebuie să cadastrăm fiecare drum. Mulți dintre ei au ieșit cu gardurile, niciunul nu-i unde ar trebui să fie. Ori sunt drum, ori sunt pe lângă stâlpi lângă, deci nu respectă, mai ales în zonele unde nu-i drumul asfaltat, unde-i drum dintre ăsta de țară. Toată lumea au mai făcut și-o mai, și câte jumătate de metru, și încă jumătate de metru. Nu vă spun câte ieșiri de astea sunt pe Cernu, pe drumul ăsta, pe DJ, că s-au făcut, câte sunt și cât sunt drum, și cu puntea, și cu... Ăla, hai cu puntea, e dințeles, că a ieșit cu puntea până la marginea, dar ăla din partea aia, alta lui, a venit să o apropie din puntea lui. Acum, încerc să-i spui cu fiecare în parte să te cerți să dai gardul înapoi, dar îl dă, nu-l dă și atunci să vezi, nu-ți faci nimeni, dacă nu este proprietate privată, nu-i proprietate publică, nu vine nimeni să-ți facă. Cum nu dai gardul? Uite, nu dă. De exemplu, avem deja probleme de picheșia ca să putem face proiectul ăsta, care e acum cu gabionarea, deja sunt două sau trei case care au un drum
făcut gardul, s-au dus, s-au discutat cu ei și nu s-a așa de acord și nu au vrut să fie de acord. Că, na, și se vede că-ți veniți în drum, chiar se vede, adică să-și cunoaște că-ți veniți fără să... Dar o să vedem totuși și discuții o să avem cu ei fiecare, noi vorbim cu fiecare în parte. Cam acesta este bugetul de anul ăsta, încă o dată spun, unul dintre cele mai mari bugete. Sper că mulțumesc faptului că am putut acoperi cofinanțările, pentru că, având în vedere că e numărul foarte mare de proiecte, vorbeam cu domnul administrator că dacă nu am avea de unde să acoperim cofinanțările, că totuși erau cam 30 ceva de miliarde. Dar acum am avut și să acoperim. Am mai pus și eu ceva în plus pentru asta cu evidența populației, pentru asta cu femeile abuzate, pentru câteva, pentru rețeaua de gaze și ne-au mai și rămas ceva bani, care zic eu că, după părerea mea, cred că au fost împărțiți destul de bine și cam pe fiecare sat, să zic așa, în parte, să fie câte ceva ca să nu fim părtinitori. Ce pot să spun? Dacă cineva dorește să spunem ceva, cred că acum, acestea fiind spuse, cam e o chestie dintre asta în mare spusă și vă spun și de ce. Pentru că pe parcursul anului nu există faptul că acest buget rămâne static. Ați văzut și dumneavoastră câte rectificări și cum se plimbă de aici aici, că nu ne ajunge aici, punem în partea asta la altă. De fapt, vedeți așa dumneavoastră acasă tot aceeași problemă aveți cu bugetul, că îl mai pui și unde trebuie să-l pui, nu chiar unde dorești. Așa că eu vă mulțumesc că mi-ați ascultat prezentarea, vă mulțumesc pentru că m-ați susținut în proiectele pe care le-am început și dacă dorește cineva să mi spună vreun lucru. Vă mulțumim și noi. Eu cred că e îmbucurător faptul că sunt atâtea proiecte demarate, iar pentru fiecare proiect în parte este un muncă să poți accesa un anumit program, sunt 2-3 luni de zile de muncă așa, de 8 ore pe un proiect. Cred că să stăm mult peste program. În al doilea rând, rezultatul final al accesării unui proiect înseamnă o construcție sau ceva de calitate. Au niște criterii foarte clare în ce privește calitatea, că să poți primi acei bani. Deci rezultatele vor fi, cred că, satisfăcătoare pentru toți. Nu există nimic cu fonduri europene sau prin altă parte care să nu te controlezi până la cel mai mic amănunt pentru a ieși totul așa cum trebuie. De aceea vă felicităm, echipa, și vă mulțumim pentru că... Eu îți mulțumesc, știi pentru ce? Pentru că băieții ăștia care vin și lucrează și sâmbăta și duminica chiar merită felicitări, pentru că nu este ușor să-ți lași familia și să vii să lucrezi, chiar cât salarii avea și nu-s chiar acum salariul cel mai mare din lume, ca să... Cam toți, cam peste tot, cam același salarii se practică. Adică să vii sâmbătă și duminica ca să lucrezi, că mai trebuie un act pe care trebuie să... Nu e chiar așa de simplu și încă o dată faptul că suntem controlați la sânge pentru fiecare dintre proiectele astea, ce să spun, și te întoarci înapoi pentru orice cuvânt, nu e chiar puțin lucru. Eu felicit băieții că au putut, pentru că sunt foarte multe, credeți-mă că la un moment dat eu îi întreb la ce vin, că nu mai știu cu care vin, care avizii, că trebuie scoase avizii și este o muncă, într-adevăr, să spune, domne, într-un mandat te-a pus de făcut proiectele și le rezolvi în al doilea mandat, cam așa e împământenită tradiția. Noi am început să rezolvăm din ele, asta încă o dată spun, pentru că sunt oamenii ăștia așa și muncesc foarte mult. Și eu îi felicit pe ei, în primul rând. Este adevărat că trebuie să le dau și eu o mână de ajutor, că dacă nu le dau semnătura, nu poate să facă. Încă o dată spun, pentru fiecare sat în parte, asta vreau să menționez, se încearcă să facă câte ceva. Nu există treaba asta că fac la poduri, că eu sunt de aici, așa că nu. Pentru fiecare sat în parte. Mă doare inima când au început și niște proiecte la Cernu, pentru că acolo văd că din 5, așa au fost, e documentația extraordinar de stufoasă, deci nu mai apucăm să mai faci documentații, să mai... Am avut și ghinionul de Baneremap, cum se numesc ăștia care ne... pentru DJ-ul. Nu. Anapul, da. Sunt 7 drumuri județene pe județul Bacău finanțate, dintre toate noi am căzut la control. Și tot ne-au întors, na, ca fiecare. Asta a fost ghinionul nostru, să cădem la control, că nu știu loc, dacă îl ține 2 săptămâni să-l trimite, iar îl mai ține 2 săptămâni și dacă treci 2 luni, pentru om, e destul, spune, că nu mai are răbdare necesară, este foarte adevărat, răbdarea a scăzut.
încă o dată și consilierilor care au fost, adică cel puțin anul trecut și care mi-au ajutat și care au fost și au spus da la proiectele care se fac. E adevărat că pentru, au spus pentru cetățenii acestei comuni, pentru că trebuie să facem, că asta este, de asta suntem aici. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc Mariana pentru... Și domnul Bia. Am să încerc să punctez câteva probleme, dacă îmi permite. Câteva lucruri am să punctez. Eu, în primul rând, doamna primar, mă așteptam la mai multe cuvinte spuse la raportul dumneavoastră de activitate, pentru că sunteți cu inima și cu sufletul pentru partidul acesta nevăzut al pădurinilor. Sunteți o sufletistă. Și asta noi am simțit acest lucru de foarte mult timp. Și aveți cu ce nu să ne lăudăm. Să expunem din realizările noastre, că din realizări vedem și neîmplinirile. Mă bucur că la ședința noastră de Consiliu Local sunt aproape toți salariații primăriei și faptul că dumneavoastră, prin girul dumneavoastră, ați asigurat salarizarea și extinderea sferei de activitate a băieților și remunerarea aferentă pentru fiecare funcție statuată în statul de funcții, acest lucru, domnilor care lucrați în primării, să vă încânte sufletul și să depuneți mult, mult mai multă activitate și mai mult trup și suflet în tot ceea ce faceți. Eu v-am felicitat dintotdeauna și v-am respectat dintotdeauna că alături de conducerea comunei asigurați buna funcționare a UAT-ului, cum se spune, poduri, a unității administrativ-teritoriale poduri. Aștept mult mai mult ca să lucrăm și să vedem la un regulament și în Comisia de Învățământ și în cea trecută și în cea de astăzi, a regulament a fiecărui subordonat din categoria oamenilor ce sprijină pe doamna primar. Am în vedere poliție locală, am în vedere biblioteca comunală, am în vedere multe, multe activități. Doamna primar, vă pot spune că astăzi noi am dezbătut o problemă și v-am informat la timpul potrivit, menținerea și creșterea gradului de siguranță civică a copilașilor noștri, dragi din unitățile școlare. Domnul director, profesorul Ioan Busuioc și domnul Cristi Dragastan au întocmit un plan de măsuri, l-am dezbătut astăzi, el a fost aprobat în Consiliul de Administrație a Școlii și în Consiliul Mare, a fost aprobat astăzi și în comisie, o să vă solicit și aprobarea dumneavoastră ca acesta să fie un ghid în activitatea noastră. A nu se înțelege subordonarea activității poliției sau suprapunerea cu școala și cu altele. Nu, așa ceva nu ne gândim. Ne gândim să facem să fie bine. Pentru că noi am discutat foarte mult și colegii mei au apreciat că s-au luat unele măsuri bune în unitățile școlare. Începând de la, cum se numește, domn Vasilic, nu ai cum să intri în școală, cartelă. Fără cartelă și planul de măsuri este amplu aici, discutat și aprobat. Adică se vrea a pune ordine și disciplină și a feri copiii de droguri, ai ferit de băuturi alcoolice, de țigări și de tot ce înseamnă rău. Vă informez, doamna primar, pe scurt, că bugetul este un buget deosebit de amplu și de plăcut auzului. Și dumneavoastră l-ați calificat ca fiind cel mai mare buget al Comunei Poduri.
Undeva în ascunzișul acestui buget este și efortul primarului, dar nu-l vede nimeni. Dacă sunt pe Cristinuța, unde ești Cristinuța? Sunt cu doamna primar la București. N-am întrebat din politeții ce anume și ce programe faceți și ce, unde vă duceți, la ce ministere. Dacă nu te duci și dacă nu umbli și dacă nu faci, nimeni nu-ți aduce în șapcă un buget mai mare pentru comuna ta. Ați auzit-o pe doamna primar. Primar vechi, cu ștate vechi de funcții și care au rămas fără bănuți la final de an. Asta depinde și de contabilitate, dar în primul rând depinde de creierul comunei, de gospodarul numărul unu al comunei, care este primarul comunei. Și vă informez, doamna primar, că colegii noștri cadri didactice, printre care vă numărați și dumneavoastră, prin mine și prin comisia la care participă mulți colegi, au rugămintea ca unele obiective care eu am să vi le derulez să fie realizate pentru copilașii unităților școlare. 1. Mai trebuie o nouă centrală termică la Bucșești, pentru faptul că la Bucșești e o singură centrală și nu duce și sala de sport și unitatea de învățământ. Deci acolo mai trebuie o nouă centrală care să asigure căldurica la copilașii noștri. La Cernu, repararea fațadei exterioare a unității la centru au ridicat problema dânsii. La școala de centru, parcarea interioară, am văzut că ați acordat 1 miliard. Eu zic să consultăm un, cum se numește domnul Ababi și domnul Mitrel, cum se numește un proiectant, un om cu ochiul bine format, care să facă ceva să fie mai mare dragului. Că de pe pamblica de asfalt a DJ-ului 217 sau cum se cheamă, e o plăcere să vezi, e o plăcere să vezi unitatea școlară de centru și cu parcarea. Dar cum te duci pe strada Ambasadorului sau spre Brănești, m-ați auzit pe mine de mai multe ori, culoarea aia stridentă și țipătoare și urâtă a grădiniței, cât de repede posibil oamenii din conducerea comunei care se ocupă de așa ceva, dați-i, domnule, o culoare plăcută ochiului, nu de pușcărie. Care? La unitatea de la grădiniță. De asemenea, în afară de parcarea interioară, care trebuie făcută, să descongestionăm culoarul de trecere a copiilor spre școală. A nu-i vedea pe copilași că intră pe carosabil. Este prevăzut și în planul ăsta de măsuri și oricine poate să spună lucrul ăsta. Da, trebuie făcut acolo cu niște eforturi mici, ca la nivelul asfaltului DJ-ului până la bordura gardului, acolo e ca o scobitură, o concavitate și acolo se adună apă, pe acolo trec copiii. Deci porțiunea aia trebuie asfaltată sau făcută în așa fel încât copiii să aibă o cale de acces mai bună. Pare rău că a plecat doamna, dar poate o s-o informați dumneavoastră, că eu ridic probleme grele care le-au discutat comunitățile cadrelor didactice. Arhiva școlii Prozești. Poate nu știți, școala Prozești va fi cu cea mai bună arhivă în viitorii ani. Arhiva și a fostului CAP, și a unităților școlare, și a primăriei, și tot ce doriți. Dar făcută conform standardelor și conform legislației arhivării. Cu camere de luat vederi pe exterior, cu grilaje, cu sistem de ăsta modern pentru anti, știți dumneavoastră, detectoare de fum și așa mai departe. Apropo de detectoarele de fum, are numai grădinița de la centru, are asigurarea ISU și respectiv dovada aceea prin care să funcționeze. Dar unitatea la centru nu are și trebuie neapărat făcut. Trebuie neapărat făcut, cum spunea și domnul consilier Nelie Iscu,
trebuie neapărat făcut acele simulări în caz de cutremure. Doamne ferește de un cutremur. Mor copilașii în incinta școlii. Trebuie să știe pe unde iasă și cum să iasă. De asemenea, la școala de centru, analizați și dumneavoastră, constructorul nou care a venit și a făcut, a captat toate ploile pluviale de pe terenul de sport să ducă la vale spre terenul vecinului. Nu-i bun. De asemenea, tot ce înseamnă spațiile acestea din grupurile sanitare din interiorul școlii se duc într-o fosă ecologică care am văzut-o cu ochii mei ieri cu domnul director, e un metru pe un metru. Totul se umple permanent, consumul de apă zilnic este mare și se umple și se duce la vecinul. Dacă nu, și propunerea este următoare. Să investim niște bănuți în locul magaziei vechi, că acum am făcut pentru lemne la școală acolo, în locul magaziei vechi, dăm acoperișul jos și dăm o formă frumoasă și îi dirijăm spre alte activități, că avem ce anume să facem, iar acolo unde există fosa aceea de la WC-ul vechi, de la școală, care are capacitate de 20.000 de litri, aia nu se umple nici într-un an de zile. Și prin vidanjare poți să asiguri, printr-o fosă septică bună și etanșă, poți să asiguri ca pe planșeul de deasupra să faci anumite compartimente care le trebuie lor. Pentru bănci uzate, pentru anumite lucruri care e făcut acolo. Deci trebuie investiți niște bănuți. De arhivă, v-am zis, am fost și o să mergem la unitate la Prăvăzești. O gândire excepțională, cred că este și gândirea doamnei primar, cu dotările care trebuie să fie și toată arhiva să fie depozitată pe rafturi, pe an. Avem copii care sunt absolvenți a studiului acesta, a cursului de arhivistică. Începând cu secretara școlii și cu ceilalți. V-am spus de centrala de la Bucșeșcu nu duce, trebuie neapărat făcută. Mă bucur enorm de mult alocarea de 2 miliarde pentru muzeul satului și doamna primară, o problemă care n-am putut să o elucidăm noi aici, dar am făcut-o așa din complezență. Vin copilașii noștri tineri și joacă fotbal pe terenul de sport a copiilor de la școala de centru. Și am spus, mă, oameni buni, hai să o facem transparent, mă. Să constituie un tabelaș, îl dă director, îl semnează, de la ora până la ora de, responsabil cu tare, și jucați fotbal acolo. Dar pentru viitor, eu zic să ne gândim, domnul Ababi și domnul Mititelu, la un proiect pentru una sau două baze sportive, una la Prăvăzești și una la Cernu. Baze sportive care nu necesită tribune ca pe Ghencea, la Steaua sau altele. Nu, domnule, făcut așa cum e la nivel de sat. Nu cu pistă de alergări în exteriorul careului de fotbal și așa mai departe, dar făcut ceva pentru tineret. Că tineretul trebuie scos din această marasmă a cui? A drogurilor, a țigărilor, a băuturilor de prin baruri și așa mai departe. Trebuie adus pe terenul de sport. Vă felicit, doamnă primar, pentru primul punct, pentru activitatea dumneavoastră. Îmi aduc aminte o frază de-a mea în Căminul Cultural, să-l numim aici jos, când dumneavoastră prezentați activitatea pe 2017, dacă mai țineți minte. Și am invitat atunci pe copilașii care luase nu știu ce notă mare la examene, dacă mai țineți minte, și v-ați plâns dumneavoastră că nu sunteți suficient sprijinită. De data aceasta, eu garantez că
decanul de vârstă al consilierilor, că a fost tot sprijinul nostru, chiar dacă câteodată ne mai spunem și ofurile noastre din teritoriu, din circunscripțiile de care aparținem. Și să dea Dumnezeu să fiți sănătoasă și la alegerile viitoare să candidați și noi o să vă susținem. De asemenea, vă felicităm pentru toată activitatea și felicitați-o pe Mihaela că este creierul matematic ce dirigează banii. Mihaela, care mi-aduc aminte, era un boboc de floare pe timp când era primar domnul Dobrovăț și care o învățam atunci și eu și domnul primar Dobrovăț contabilitate. Adică acum, eu cred că Mihaela, văzând cifrele, văzând ideile doamnei primar, știe cum să le transpună în practică. Și așa trebuie să faceți din toți salariații dumneavoastră de aici. Și am o rugăminte în final, alături de felicitările aferente, haideți să lucrăm un piculeț la regulamentul băieților ăștia de la poliția locală, să-i scoatem de la ajutorul social și celelalte și pe Ionuț. Am văzut aici că aveți propuneri pentru casări de utilaje și așa mai departe. Sunt băieți care niciodată nu spun nu, nu mă duc, nu fac. Sunt băieți de un real ajutor a dumneavoastră. Dar să facem în așa fel încât să lăsăm o leacă, măcar din săptămână, o zi sau două, să ocupe de poliția locală. Să fie printre copilași la interferența ciclurilor acolo. Că dacă vede un polițist, altfel se deplasează copilașii. Eu vă felicit pentru tot ce ați făcut și vă urez mult succes și multă baftă. Mulțumesc. Și în primul rând, de 1000 de ori spun multă sănătate, pentru că de asta aveți nevoie. Mulțumim, domnule. Mulțumesc frumos pentru cuvintele de laudă, mulțumesc și pentru celelalte, nu neapărat de critică, dar celelalte convenție, ca să spun așa. O să ținem cont, bineînțeles, de ceea ce a spus dumneavoastră. Sunt lucruri pe care dumneavoastră le-ați prezentat acum, dar deja sunt în atenția noastră din ceea ce ați prezentat. Eu vă urez și eu să aveți sănătate, succes, să ne vedem așa în momente dintre astea, așa de interferență frumoasă, să spun așa. Mulțumesc foarte mult! Ne mulțumim. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, dar vă rog, punctual, țintit pe punctul acesta, nu pe diverse, să ne lămuri sau să punem la vot. Deci putem să spunem la vot punctul 2. Cine este pentru proiectul de buget? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Poduri, inclusiv primar Albudiana. Deci, ceea ce cunoaștem toți, putem spune, cred că, la vot direct. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării a 2200 cuiesc pe suprafața de 1200 metri pătrați, parte din domeniul privat al Comunei Poduri. Inițiator primar al Budianu. Da, o să vă spun eu despre ce este vorba. Am făcut o cerere la Ocolul Silvic ca una dintre activitățile care sunt în cei 600 de ani pentru atestare, să facem și o activitate dintre asta, gen, nu zic patriotic. Da. Voluntariat. Un voluntariat, da. Și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu asta. Sper ca dumneavoastră să și participați, că în general astea sunt niște activități, nu numai faptul că-s plăcute pentru că rămân ceva în urma noastră, dar sunt și niște activități plăcute de socializare și asta cred că ne lipsește cel mai mult, spun eu acum în ultimul timp și mai ales copiilor, că tot e vorba de copii și cred că asta e unul dintre cele mai bune lucruri care poate să facă cu plimbatul ăsta prin natură, că acum nu mai apucă decât cu telefoanele în mână. Da, vă mulțumesc, cred că sunteți de acord, nu cred că e o problemă. După ce crește pădurea, cine o ia, Ocolul sau primărie? Nu cine știu. Nu e? Păi... Cine are aia? Păi dacă e pădurea privată... Eu nu cred că mai trăiesc când crește pădurea asta, dar... Cine o ia să o folosească cu folos. Preciza nu, o să ne prețină...
O să ne precizeze, cred că cel mai bine acolo, Silvic, ei sunt cei în măsură care ne spun treaba asta, dar atunci înainte ne spune unde mergem și o să vă anunț. Da, doamna primar, uitați-vă și dumneavoastră, mai departe ziua pe dealul ăsta de aici, da, de la noi. Și o să vedeți turme de oi în neștire care pasc la toți oamenii. De-abia în Consiliul Cernica o scoate din rădăcină. Oamenii satului sunt nemulțumiți. Și în păduri la fel. Noi plantăm. Puieți vira. Imediat îi distruge de al de... Știți dumneavoastră cine. Știu că sunt foarte multe și procese pe rol și la poliție și la... Adică astea sunt lucruri pe care poliția și primăria poate să le spună, dar poliția sunt cei care trebuie să le... În general, așa poliția este. Națională este cea care ia măsuri pentru așa ceva. Nu s-a parcurat. Bună activitatea noastră. Participăm la Moinești de mult timp la acțiuni genul ăsta, dar zic că ar fi bine să știm și zona unde se plantează și ar fi bine să fie o parte la care să rămâne pentru primărie, să nu trezăm și facem bine altcuiva. Ei, nu, nu punem pe teren, nu spunem nici pe teren public, nu-i pe teren privat. Așa ne-a spus, asta ne-a spus, da. Să nu, și pe terenul nostru, adică să luăm, dar pe terenul nostru să fie. Așa ne s-a spus. Acum, nu că să spun contra sau ceva, dar dacă ar crește într-adevăr și ar rămâne să crească ața copaci, ar fi bun și pe a lor și pe a nostru, pe oricare. Dar nu știu, o să vă anunț exact unde. Și altă problemă, nu spuneți că nu o să trăiți, pentru că la Moinești 10 ani, să vedeți ce frumoase pădurile pe osoi. Nici nu vine să crezi, după câțiva ani. Da, așa, da, nu știu. Da. Deci eu frumuseți, acum chiar nu te gândești și înainte și ce acum. Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cojocariu Vasile, inițiator primar al Budeanu. Aici a fost un incendiu. Într-o seară și eu am fost acolo în momentul în care a fost. Erau mai... sunt niște persoane în vârstă, da, pe Brănești. Au în jur de 80 de ani și doresc un ajutor pentru acoperiș. Scrie, dar acoperișul, de fapt, s-a deteriorat toată casa. Absolut toate stau la cineva. Acum stau la copil, la noră, ceva de genul ăsta. Și dacă putem să-i ajutăm cu ceva, n-am pus suma, să spuneți dumneavoastră, dar știți că am văzut că suma maximă care poate fi ajutat cineva la ajutorul social și care ni s-a spus că este legal, este de 20 de milioane. Deci 2000 de lei este suma maximă care poate fi ajutat cineva. Dar nu-i vecinul? E vecinul lui doamna contabilă? E chiar socru. E socru. Socru. Socru, da. Socru. Vasile Irina. Irina. Da, cine este pentru a da suma aceasta? Da, Și faci 2000 de lei. Dar nu se poate decât 2000. Nu, dar nu ai voie mai mult de 2000, asta este legea. Așa a fost odată. S-a dat de ceva vreme asta. Ei, bun, și atâta, până la urmă ei nu-i dai. Eu plec, mame. Da. Cine-i pentru? Să punem la voi. Cine este pentru? Scuze-mă. Mă învăță din urmă. Abține, mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNG CIMMSI. IFN, vă rog să-mi spuneți că nu știu cine să vorbea să ne explice, în vederea garantării obligațiilor de plată avansului din fondurile nerambursabile, inițiator primar al Budeanu. O să vorbească cu domnul administrator. Vă spun câteva cuvinte. Este Fondul Național de Garantare a Investițiilor și Mijlocii. În luna martie, mai exact pe 18 martie 2019, am semnat și contractul de finanțare pentru obținerea unei sume nerambursabile în vederea achiziționării unui bun de excavator. Noi, în momentul ăsta, știți că avem acel excavator, dar cred că are peste 15 ani. În acest moment este la reparații și ne-am propus să achiziționăm, mai ales că a apărut această oportunitate de a avea și o parte, adică o parte din sumă, să o primim de la AFIR. Prin această hotărâre se dorește depunerea documentației în vederea obținerii avansului pentru, deci avansul ni se dă nou în contul nostru. E vorba de un avans de 81.611 lei, 810 milioane de lei vechi.
Pentru obținerea acestui avans, noi vom plăti la Fondul Național de Garantare un 0,05% pe lună. E undeva foarte puțin pentru obținerea acelui avans. Acest proiect de hotărâre este legat de proiectul următor de hotărâre pentru aprobarea valorii totale a investiției de 373.239, aceasta este valoarea totală. Pe piață, la momentul ăsta, noi ne-am orientat către un buldo-excavator de marcă, deci nu un excavator de o marcă mai inferioară, și un astfel de excavator costă undeva peste 65.000, poftim 3 miliarde, 373.000 de lei. Da, 373 se ridică la undeva peste 65.000 de euro, un excavator bun. Un excavator care, să spunem noi, undeva la 5-7-10 ani de zile să nu prea avem probleme cu el. Sperăm. Nu, da, nu. 5 ani de zile îți acordă garanție, deci nu. Întrebări? Nu cred că e destul de clar. Ideea e bună. Acum, cu preț, calitate, corect, destul de bună. Dacă tot luăm ceva și mai ales că parte din el este finanțată în rambursabil. Chiar avem nicio idee. Da, uita, suntem de 3 săptămâni blocați. Am văzut că este în chirie. Asta e deja poezie de acolo. Deci, punctul 67 au legătură între ele, putem să le supunem la vot împreună, cred că, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea planului urbanistic zonal inițiat de primarul Albuzinului. Da, aici o să vorbesc eu. Este vorba de Puz. Ați văzut că am dat și bani. La un moment dat el se reface și reînnoiește și așa. Dar acum este vorba că a pus și doamna Lupeș. Sau doamna Lupeș, pe firmă, da? Pe firmă. Dorește să aprobe un plan urbanistic zonal pentru că dumnealor fac aici o sală de festivități, peste drum de peste drum de bloc. Hereș. Peste drum de Părintele Hereș, da. Și doresc eu să Lupeș, nu? Și cu da, da. 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 Nu, e fata lui domnul Hereș de aici. Mai aproape de noi, da. Polițistul, da. Ginele lui domnul Ienea, da. Da, dacă sunteți de acord. Ei, da. Dacă ne mai însură, face acolo, date. Prima notă. Nu știu dacă vreodată. Da, băieți, da. Dar poate, da. Cine știe, din urmă mai ies alt. De argint și de aur. Asta, da. Face o ședință acolo. Dacă sunteți de acord cu aprobarea acestui plan urbanistic zonal. Vorba de o formalitate ca să poată înscrie. Da, exact. Ca să poată să ia... Cine este pentru? Aprobarea, să poată să ia certificat de urbanism. Împotrivă? Abțineri? Domnul Ierei. Da. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casarea bunurilor mijloace fixe, având durată normală de utilizare consumată, inițiator primar al Budiana. Cred că este această listă pe care Da, o să o prezinte domnul Babiș. Este vorba de niște casări care se vor face anul acesta, că până la urmă ajungem la... Dar întâi vom face licitațiile, exact cum spune legea, și după asta, în cazul în care la licitații nimeni nu va fi doritor, se vor face casările, iar domnul Ababi o să vă prezinte ce... E vorba despre autoturismul Dacia Nova. Da, asta pute lista în parte. Da, bine, dai bine deci, să licitești. Autoutilitarea Dacia Fica Bacău 20 pot, o remorcă, excavatorul Eder, autobasculanta Roman BC01 pod și tractorul Bacău 26 SIM. Vorba despre tractorul vechi, Și remorca. Și remorca vechi și în urma hotărârii dumneavoastră o să le scoatem la licitații conform procedurii legale. Dacă nu le putem vinde bloc, atunci o să trecem la casarea lor și valorificarea ca pierderii. Casarea presupunând tăierea, distrugerea ca să nu poată fi folosit ca întreg. Ca piesă. Da. Okay, destul de da, mulțumim. Sau mai sunt Ah,
am fost practicat. Deci, la vot. Spune la vot, cu numărul 9, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumim. Acum, la punctul numărul 10, diverse, din care deja s-au mai și discutat. Da, s-au mai și discutat, am să zic eu. Un lucru care e acum așa mai fierbinte și mai cald pentru luni. Nu știu dacă ați primit invitațiile, le-am trimis, dar vă rog frumos luni să faceți în așa fel la ora 10, să nu lipsiți. Ar fi frumos pentru toată lumea să fiți aici, da? Vor veni, spun eu, fii ai satului destul de... care au dus numele acestei comune prin țară, peste hotare și cu care o să ne întâlnim. Și cred că o să fie ceva, o să fie un spectacol cu cântece patriotice, o întâlnire cu preoții, cu toți preoții din comună. Da, păi toți preoții o să anunțe și în, și în biserică. Vom avea și niște lucruri așa mai de surpriză, chiar și pentru o parte dintre dumneavoastră de aici. Așa că vă rog eu frumos să veniți toată lumea, că așa este corect să veniți toți și să fim aici toți împreună, pentru că nu e ziua mea, nu e ziua vicelor, nu e ziua, este ziua, să zic așa, noastră a tuturor. E adevărat că o să fie discuții, că de fapt a fost Prohozești, că a fost, da, am făcut-o la nivel de comună, pentru că până la urmă 600 de ani și nu toată comuna s-a unit atunci la 1419. Este adevărat că prima atestare a fost undeva pe la 1386 sau ceva, dacă poate spun greșit, posibil anul. Dar a fost un sat pe șopa, din ce am citit eu și am văzut, deci ar fi trebuit mult înainte, dar la, totuși în atestare apare la 1419, de asta am zis că acest an să fie dedicat acestor manifestări. O să-i chem și pe domnii să vină să ne ajute și nu cred că este o problemă că vin domnii și filmează și că filmează ședințele. Eu am zis că această transparență este una foarte bună. Dacă mai sunt discuții că de ce și cum, domnii chiar prima dată au venit și nu au, chiar nu ne-au solicitat niciun ban și asta este foarte bine. După un timp am plătit, suma nu este o sumă extraordinară, este o sumă de 3.000 de lei și ca să știți dumneavoastră despre ce, de 300 de lei pe ședință, da, ca să știți dumneavoastră despre ce... 470 va fi, da? 100 mai mult. Nu suntem noi singura primărie care face acest lucru. Dacă dumneavoastră, că sunteți aici, nu doriți să mai vină, nu e nicio problemă, poate să nu mai vină domnii, că nu e asta problema, dar eu cred că și faptul că cetățenii noștri care au acum Facebook, care au tot felul de rețele de socializare, poate să vadă aceste ședințe. De ce nu ce spune fiecare în parte? Că de fapt asta este ideea. Nu trebuiască să ne punem cuvinte unul în gură la celălalt că a spus, că a făcut, că a adresat. Se vede exact și mie îmi pare foarte bine că se vede acest lucru. Dacă nu vineau domnii, oricum trebuia să vină altcineva și dacă nu făceam noi, pentru că știți că am mai avut probleme în care nu vreau să le mai scot acum în evidență, dar este mai bine așa. Eu vă mulțumesc dacă veniți și noi dacă venim, o să veniți și la alte evenimente, da, nu numai la ședințe. Și da, pentru acel eveniment, da, n-am solicitat niciodată, deci festivalul Podureanca și așa mai departe. Da, exact. Vom veni și lunea viitoare, deci nu cerem suplimentar. Suma este să ne decontăm noi cheltuielile de drum, să plătim și oamenii care vin cu noi. Doamna primar, noi vă mulțumim foarte mult și vă promitem că scopul nostru este de a promova comuna, da, și să prezentăm cât mai bine lucrurile de aici. Mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc pentru înțelegere, că ați văzut cum mai sunt și lucruri pe care trebuie să le discutăm între patru ochi, dar asta este altceva. Vreau totuși eu, ca pe final, încă o dată spun, vă rog frumos să veniți fiecare, dacă se poate și însoțiți, de ce nu vreți dumneavoastră? Da. Da, este... da, vă rog. Da. Pentru că este un efort deosebit, să știți, a administrației, ca să facem aceste lucruri. Și nu că pe mine neapărat m-au prins nopțile pe aici lucrând la una și la alta, și pe colegul Sorin, care a fost inițiator, și pe o parte din alți colegi. Da? Probabil că mai sunt și alte persoane care
Știu că acum se interbează. Ideea a fost pur și simplu a colegului Sorin, care s-a uitat prin niște manifestări, când ne-am și contrazis la un moment dat cu anul, pentru că era vorba de anul acela de mai demult și cu anul acesta. Dacă el este un pic căpos, s-a câștigat și ce să spun, sper să avem o, adică să fie ceva frumos, să fie ceva care, dar de obicei când e vorba de cultură, când este vorba de întâlnirea dintre oameni, dintre fiii satului, nu cred că are ceva să nu fie frumos în asta, așa consider eu, așa că nu, domnul ăsta paru. Vreau să spun că este foarte benefic televizarea ședințelor. Eu am primit niște informații, cetățenii ai comunei țin legătura prin aceste ședințe care le văd afară, sunt foarte mulți și sunt la curent. Da. Tot ce se întâmplă în comună, ce e un lucru bun. Nu, dar chiar e bun. Da, este informare despre ce se întâmplă. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte frumos. Vă aștept luni să ne întâlnim într-un moment dintr-o ăsta de gloria al comunei Poduri. Poate vedem și noi un pic lista cu invitați, poate mai avem ceva idei în ultima clipă. Da. Să nu, să nu uităm pe cineva, dar sunt mari păcate. Da. Am să rog, acum ați... Tot uităm. Am uitat eu pe cine trebuie atunci la tine, îmi cer scuze și acum, dar... Da. Tot în...